Primăria municipiului Zalău introduce de la anul o taxă specială pentru căsătorii. Aceasta va fi plătită atunci când viitorii soți nu au domiciliul sau reședința în municipiu sau atunci când căsătoria se va oficia într-o zi de sărbătoare legală. Un proiect de hotărâre care stabilește și valoarea acestor taxe a fost votat în ședința de Consiliul Local, deși nu toți consilierii au fost de acord cu această măsură. De la 1 ianuarie 2019, Primăria Zalău introduce două taxe speciale de căsătorie. Astfel, viitorii miri care nu au domiciliul sau reședința în municipiu vor plăti 300 de lei dacă vor să se căsătorească la Zalău. De asemenea, dacă viitorii miri doresc să se căsătorească într-o zi de sărbătoare legală, taxa va fi de 500 de lei. În ședința de Consiliu Local au existat însă discuții pe marginea acestor taxe, mai mulți consilieri locali considerând că acestea nu ar trebui introduse. Știm foarte bine că scorul demografic e negativ, iar politicile centrale nu fac mare lucru în sensul ăsta. Eu consider că nu e potrivit ca să instituim o taxă pentru niște tineri care pleacă la drum și vezi că viața e dificilă. Într-un an, câte căsătorii se oficiază și care ar fi ponderea celor care s-ar supune acestei hotărâri? Îl rog pe domnul director Pușca să facă câteva precizări în sensul ăsta. Am făcut aceste propuneri bazându-mă pe legislația anterioară. Deci am făcut aceste propuneri bazându-mă pe legislația anterioară, care zice că primarul poate să aprobe oficierea căsătorilor pentru tinerii care au domiciliu în altă parte decât la lor. Considerele sunt următoare. Primăria Zalău face o cheltuială cu acești. Și nu ofer strica oficierea ceremonială de căsătorie, ci la munca pe care o prestăm în spate. Adică se completează două registre, se completează un certificat de căsătorie și se terminează o mamă. Toate aceste cheltuieli suportă primăria Zalău. În condiții în care acești tineri sunt contribuabili la Zalău. Deci cam asta sunt argumentele pentru care a propus această taxă. Dar nu este o taxă care oricum se plătește acum? Nu se plătește nimic pentru... E mulți pentru cei din zală nu se plătește. Pentru cei din afara zalăului și... Dar în jurul nostru, în orașul de jurul și municipiile... Da, aproape toate municipiile, altă taxă. Alba Iulia, de exemplu, prestează acest serviciu de 1 decembrie, 8 de lei. Iașul are 5 lei. Mai oricum plătim toată viața. Dar bine, aici este vorba despre tinerii care nu au domiciliu în zală. Vor să facă în zală pe diferite motive. Unde zice primarul poate să aprobe sau nu poate. Domnul primar din Comunitatea Dânsului a aprobat până acum 32 de cele. Am aprobat, dar n-am refuzat niciuna. Tocmai ideea de a crește sporul demografic. Dar la divorț este cât e taxa? La divorț este 500. Este să nu te privești. Acum nu trebuie să mi-era portat. Domnul Bălăjor, permiteți. Rog pe domnul consilier să ia loc. Poftiți, doamne, așa? Permiteți să vă vorbesc. Mulțumesc. Și eu sunt de aceeași părere cu colegul meu și cred că nu este cazul să venim într-un moment special cu aceste taxe și să găsim o altă soluție dacă în sărbătorile legale nu putem să aducem ofițerii stării civile, domnul primar, viceprimar, sunt convins că o să vină pentru 2-3 cazuri care ar fi pe an în sărbători legale, mai ales că în sărbători se suprapun cu sărbători religioase, cele mai multe dintre ele, și în momentul când tinerii aleg să se unească într-un moment sfânt, nu cred că trebuie să le punem o taxă pentru asta. La fel, cei care vin, nu cunosc foarte bine situația, dar care vin din județ, bănuiesc, nu din alte județe, tinerii, probabil studenți sau așa, o să urmeze să se stabilească în Zalău. Deci nu este normal să le punem o taxă din stat și cred că motivul este că își fac nunta undeva la o locație din Zalău. De asta vin aici, că altfel nu. Și trebuie să încurajăm să vină, să-și facă nunta în Zalău, să ajutăm agenții economici. De sub o formă sau alta, banii se întorc la primărie. Banii încasați de municipalitate din taxa specială de căsătorie vor fi considerați venit la bugetul local.